Bună ziua, dragi telespectatori! Sunt Gabriela Sava și vă zic bine ați venit la o nouă ediție a emisiunii Euroferma, unde vorbim din nou despre grâu. Pentru că este al doilea an în care în Bărăgan se întâmplă ziua grâului. Aici și-au dat întâlnire toate firmele producătoare de genetică, de produse de protecție a plantelor, dar și lumea mecanică. Pentru că numitorul comun au fost cerealele. Bună ziua, domnule Valentin Cojocaru! Ne-am văzut și anul trecut la ziua grâului, iar cred că de anul trecut și până astăzi s-a vorbit și mai mult despre importanța semănării grâului și noi vrem să vorbim astăzi despre semănătura dumneavoastră pe Oettinger. Bună ziua și ne bucurăm să ne întâlnim din nou. Într-adevăr, activitatea de semănat este una foarte importantă și poate să influențeze decisiv producția. În consecință, am încercat întotdeauna și am reușit, pentru că experiența ne-a dovedit-o și istoria pe care o avem, dacă e să vorbim de semănătoare, că putem să oferim soluții cu care să creștem productivitatea într-o firmă, într-o fermă, să creștem nivelul de precizie și nivelul de control cu care executăm activitatea de semănat. De anul trecut până acum, principala noutate ar fi faptul că modelul TerraSem, pe care fermierii români îl cunosc foarte bine și pe care îl avem și aici prezent, o semănătoare cu care parte din aceste câmpuri au fost semănate, a primit îmbunătățiri, a devenit modelul TerraSem D, varianta nouă. Odată cu istoria pe care modelul are și cu experiența pe care a căpătat-o în lucru, s-au considerat necesare câteva îmbunătățiri. Unde au fost acestea? Discutăm de îmbunătățiri pe partea de pregătirea terenului, partea din față, acele discuri de 510 mm care au o altă așezare acum pentru a păstra semănătoarea mai bine pe direcția înainte și pentru a oferi o prelucrare bună a solului. Sunt îmbunătățiri pe partea de amplasarea ventilatoarelor care asigură fluxul de aer pentru transportul semințelor. A fost mutat într-un loc în care există mai puțin praf pentru o fiabilitate mai mare și o întreținere mai ușoară. Discutăm de modificare substanțială pentru sistemul de fertilizare. Acum este complet presurizat între 0,8 bar și 1,2 bar. Asta înseamnă control foarte bun asupra cantităților administrate și precizie în administrarea îngrășămintelor. Vorbim sau putem să menționăm și roțile de tasare de pe spate, care au o formă nouă și acest lucru a urmărit reducerea încărcărilor cu noroi sau cu resturi vegetale ale lor. Am în ultimul fermieri. Rând, partea de interfață, interfața Isobus, care a evoluat. Am văzut fermierii uitându-se la roțile pe care le-ați spus, într-adevăr, sunt altele și contează foarte mult în ultima perioadă. Toți au atenția deosebită spre a închide bine și a așeza sămânța. Da, noi ne-am bucurat întotdeauna de rezultate bune pentru că avem o unitate de semănat articulat sau cu sistem de suspensie tip paralelogram care o face să copieze foarte bine solul și să aibă o presiune mare pe sol. Roțile de tasare din spate au niște atribuții importante în a închide rândul, într-adevăr, și în a consolida solul, însă noi punem foarte mult accent și pe roțile din fața secțiilor de semănat, acele roți decalate cu care semănătoarea este echipată, care asigură o tasare și o nivelare bună a solului înainte ca secția să ajungă să arunce sămânța, pentru că având un sol pregătit și nivelat, asigurăm și o răsărire uniformă și putem să păstrăm foarte bine și adâncimea de semănat ne poate influența rezultatul recoltării. De ce? Pentru că în funcție de adâncimea de semănat, plantele pot să răsară neuniform și în consecință tratamentele să nu mai fie la fel de eficiente în tot câmpul. Și pe lângă asta, faptul că avem o semănătoare cu pregătire, care este robustă și cu organe active de dimensiuni mari, putem să lucrăm în condiții foarte bune în jur de 15 km pe oră și asta nu poate să însemne decât productivitate. Mai avem nevoie de vreo trecere cu un alt utilaj înainte de a intra la semănat? Da, semănătorile lucrează în regim de teren semi-pregătit. De ce aceste discuri înainte? Mă gândesc că atunci când cercetătorii Oettinger au îmbunătățit-o, s-au gândit, uite, asta o să facă mai bine, o să taie drept sau cum care sunt avantajele? Așezarea discurilor de la modelul vechi în lucru
făcea ca asemănătoarea să sau făcea ca asupra asemănătorii să acționeze niște forțe laterale care să îi să încerce, pentru că nu reușea, dar erau niște eforturi laterale mari care aveau tendința de a dezechilibra semănătoarea, de a o duce într-o parte sau în alta pe direcția înainte. Acum, prin noua aranjare a discurilor, suntem siguri că semănătoarea va funcționa întotdeauna perfect în spatele tractorului, pe direcția înainte, fără niciun fel de abatere. Despre densitatea cu care semănăm, poți să-mi spui ceva sau o alege fiecare fermier? Densitatea se poate regla prin intermediul sistemelor electrice, inclusiv rândurile se pot anula dacă este cazul, pentru a putea obține o distanță mai mare între rânduri în funcție de tipul de culturi sau pentru a crește cumva versatilitatea mașinii. Tot ce înseamnă reglaje se fac prin intermediul calculatorului din interior, sistemul este controlat electric, din distribuitor merg semințe până la nivelul solului către fiecare secție de semănat. Semănătorile au capacități mari de buncăr, inclusiv modelul de față. Avem un buncăr de 4.000 de litri, fiind variantă cu fertilizare, acesta poate să fie împărțit 60% semințe, 40% fertilizare. Pe modelul nou, îmbunătățirea este că atât bazinul de fertilizare cât și cel de semințe pot să fie utilizate ca bazine pentru însămânțat. Se poate lucra, dacă e cazul, inclusiv cu două culturi în cadrul aceleiași activități de însămânțare. Așa este, vorbeam chiar cu domnul Telehuzna, cărui fermă suntem, despre faptul că vrem să înființăm cover crops-uri care au dimensiuni diferite, și atunci soluția pe care, credeți-mă, până atunci nu vedeam realizată, erau cele două buncăre ale unui semănător. Atât pentru cereale poioase cât și pentru fertilizare, are distribuitor, evident, distribuitor separat, iar aceste distribuitoare se pot alege în funcție de volumul pe care vrem să-l punem în câmp. Iată, avem o soluție chiar în câmp, aproape de da, noi. Da, suntem nerăbdători să avem prezentă mașina nouă, variantele noi de TerraSem, cu îmbunătățirile pe care le-am menționat, vor fi disponibile, sperăm noi, din toamna aceasta sau, în cel mai fericit caz, să fie disponibile pentru anul viitor. Suntem convinși că pe baza istoriei pe care TerraSem-ul o are în România și cu îmbunătățirile evidente care s-au adus modelului, putem să mergem înainte cu un produs extrem de performant. Avem nevoie de un tractor potrivit pentru semănătoare. Câți cai putere vom cere? E de discutat în funcție de tipul de teren, în funcție de înclinație, dacă se pune sau nu problema. Însă trebuie să pornim de la un alt aspect, anume cât pământ este capabil o semănătoare să lucreze. Pentru că aceea semănătoare de 6 metri, în funcție de aranjarea discurilor, discut de semănători de la mai mulți producători, în funcție de aranjarea discurilor, de dimensiunile discurilor, de construcția propriu-zisă a semănătorii, trebuie sau poate să mute mai mult sau mai puțin pământ, ca să spun așa. În condițiile în care vorbim de TerraSem, noi avem niște discuri de 510 diametru pe față, niște discuri care pot să lucreze la o adâncime suficientă, având în vedere că face parte din lucrarea de semănat. Și atunci, în medie, în urma unor teste, s-a constatat că semănătoarea Pottinger lucrează cu până la 30% mai mult sol la aceeași lățime comparativ cu alte branduri. Și atunci, nevoia de cai putere clar este mai mare. Noi putem să spunem că pentru un TerraSem de 6 metri avem nevoie de tractoare de la 250 de cai putere în sus. Însă și aici este un lucru de discutat, pentru că nu toate tractoarele de 250 de cai, de exemplu, au și aceeași greutate sau aceleași ampatamente. Și atunci sunt mulți factori care influențează lucrul cu semănătoarea. Ce putem să spunem e că un TerraSem de 6 metri lucrează foarte bine cu un tractor Deutz 9340 Vario. Câți cai? 330 de cai. Și dacă tot ai pomenit acest model de tractor, ne poți spune mai multe despre el? Este cel de față? Nu este cel de față. Cel pe care îl avem aici este tot un tractor din gama Warrior, așa cum o numim noi, însă modelul de 200 de cai, un tractor din seria 6. Este primul model care vine echipat Warrior cu
dotările pe care mulți dintre fermieri le știu, pentru că nu este un model nou. Warrior înseamnă un nivel ridicat de echipare și o culoare deosebită. Avem Warrior pe 3 game, seria 6000 cu acest model, seria 7000 cu varianta de 250 de cai Vario și seria 9000, modelul de 340 de cai, la fel cu transmisie Vario. Aici, pe varianta 6205, avem o transmisie de tip Power Shift cu funcție automată de schimbare a treptelor în sarcină. Asta înseamnă că, indiferent de tipul de lucrare, că discutăm de lucrări în câmp sau că vorbim de utilizarea tractorului în regim de transport, e capabil să atingă viteza de înaintare pe care operatorul o setează. E capabil să atingă viteza de înaintare singur, schimbând singur treptele de viteză. Asta îl face să fie eficient. Controlul este foarte simplu. Avem o manșă de control în interior pe care se găsesc majoritatea funcțiilor de care ai nevoie uzual în lucru. Toate comenzile tractorului sunt grupate pe partea dreaptă. Aici discutăm de o ergonomie foarte bună, un cod de culori care să te ajute să nu încurci funcțiile ridicare sau hidraulică sau controlul motorului. Cabina spațioasă cu tot ce înseamnă confort, putem să le depășim repede pentru că nu mai poți să discuți astăzi de scaun cu suspensie sau aer condiționat pentru că a devenit ceva fără de care nu se mai poate lucra. Și nu, da, cabinele au un nivel de izolare foarte bun și fără un sistem bun de ventilație și de climatizare e practic imposibil să poți să-ți desfășori activitatea pe timpul zilei fără ajutorul unei instalații de aer condiționat. Pe lângă acestea, putem să punctăm echiparea. Echiparea pe care am gândit-o odată pentru confort și a doua oară pentru performanță în câmp. Și mă refer la performanță în câmp atunci când menționez o lestare de 1900 de kg aproape pe tractor, adică peste cele 8,7 tone pe care le are tractorul, venim suplimentar cu încă 1800 de kg pentru a se asigura o capacitate de tracțiune foarte bună. Avem echipare cu tiranți pe față și cu bloc de lestare de o tonă, lucru care ne ajută într-o activitate de transport, de exemplu, pentru că pot să las greutatea jos și îmi scad consumul prin faptul că nu mai transport acea tonă suplimentară, am o rază de întoarcere mai bună, devenind tractorul mai scurt și pentru această activitate și transmisia vine cu o funcție foarte bună și anume funcționarea în regim economic. Asta înseamnă că la 40 de km pe oră, atât cât este viteza legală în România, tractorul are 1200 de rotații pe minut la motor. Asta înseamnă în medie o reducere a consumului de carburant pentru activitatea de transport cam cu 15%. Și contează. Dar depinde foarte mult de modul în care, sau care este lucrarea pe care tractorul o face mai des. Dacă vorbim de lucru în câmp, pentru că este, da, e de interes, avem 4 distribuitoare hidraulice pe spate, fiecare cu control de debit, o pompă cu senzor de sarcină, tiranți cu o capacitate de ridicare de 9700 de kg, instalație de frânare pneumatică, suspensie pentru puntea față, diferențiale blocabile cu acționare electrică și automat, adică și comportamentul în câmp e ajutat de multe dotări care să facă exploatarea cât se poate de simplă. Contează omul care conduce tractorul? Performanțele unui tractor se schimbă în funcție de tractorist? Da, e evident, e ca și în cazul unei mașini care poate să se comporte diferit sub două stiluri de condus. Însă nu vrem să mai lăsăm la voia întâmplării aspecte de genul acesta și în consecință tractoarele sunt echipate acum cu un sistem de monitorizare de la distanță, un sistem care se numește SDF Fleet Management, un sistem care permite monitorizarea tractorului din două perspective. Una a proprietarului, a celui care îl achiziționează, care poate să nu fie și utilizatorul sau operatorul și atunci el din birou poate să vadă tot ce înseamnă parametrii de funcționare ai tractorului, de la unde lucrează până la în ce parametri lucrează, care este turația, care este consumul, ce activități are de făcut, poate interveni, poate trimite mesaje, dar un al doilea punct din care putem să-l vedem este acela al serviciului.
unde tehnicienii noștri din birou pot să interacționeze cu tractorul și să schimbe în timp real setări ale tractorului. Adică din birou, pe ecranul unui laptop, se vede exact ceea ce vede operatorul pe ecranul din interiorul tractorului. Și atunci noi putem să setăm anumiți parametri, să-i schimbăm sau să atragem atenția dacă se constată că avem o exploatare care nu este în parametri, să-i spun așa. Dincolo de asta, sistemul permite și transmiterea unor sarcini din birou către tractor pentru a reduce și mai mult eroarea umană, ca să spunem așa, pentru că la momentul la care tu primești pentru o solă care este rata cu care trebuie să semeni sau cu cât fertilizant trebuie să dai sau cu cât îngrășământ, atunci nu ai multe lucruri de făcut și apare acest control suplimentar care nu poate să facă decât să reducă costurile de exploatare.